Iar șoferii care încalcă frecvent legea rutieră ar putea scăpa mai ușor. În loc să fie aspru pedepsiți, câțiva parlamentari vor să le dea posibilitatea să ceară de nenumărate ori reducerea perioadei în care este suspendat carnetul, nu odată la 3 ani cum este în prezent. Aleșii au făcut un proiect de lege care a trecut de Senat și va fi dezbătut de Camera Deputaților. Cei care îl contestă atrag atenția că se pot înmulți accidentele de circulație. Cei care au rămas fără carnet pentru următoarele 90 de zile, de exemplu, ar putea să-l recupereze într-o lună. Sunt vizați cei care au fost prinși băuți la volan, au condus mașini cu probleme grave la sistemul de frânare, ori au depășit viteza legală cu mai mult de 50 de km la oră. Și acum se poate, însă numai dacă nu au mai beneficiat de reducere în ultimii 3 ani și n-au avut permisul suspendat în ultimii 2. Proiectul de lege înlătură aceste obstacole, așa că, teoretic, șoferii pot cere permisul înapoi mai repede, nelimitat, atâta vreme cât nu provoacă un accident de circulație, băuți fiind. Modificările propuse nu se opresc însă la reducerea suspendării. Să presupunem că polițistul de la rutieră îți suspendă dreptul de a conduce pentru următoarele 30 de zile și circul cu acea dovadă pentru 15 zile. Ei bine, dacă proiectul va deveni lege, în cele 2 săptămâni poți, atenție, să comiți și alte fapte de aceeași gravitate fără să fii pedepsit. Este posibil acest lucru pentru că pedepsele se vor suprapune, nu se vor adăuga cum se întâmplă în prezent. Sancțiunile trebuie aplicate funcție de gravitatea abaterii. Ori dacă pentru toate tipurile de abateri, indiferent de gravitatea acestora, conducătorii auto sunt sancționați absolut la fel, 30 de zile de suspendare a dreptului de a conduce, este evident că legea nu mai are aplicabilitate. În trafic va exista realmente o haiducie. Nimic mai fals, susține inițiatorul. Eu nu cred că încurajez conducătorii auto să nu respecte legea. Din contră, eu cred că prin această lege conducătorii auto vor fi mai atenți și vor respecta legea mai mult decât înainte. Legea asta va explica celui care este abonat la suspendări de, ale dreptului de a conduce în trafic că el poate face oricâte suspendări pentru că vine legea și îi le suprapune perioadele astea, îi le plafonează și îi le reduce orice viteză ar avea, orice abatere ar comite la regimul rutier. Proiectul a trecut de Senat și a ajuns la Camera Deputaților. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.